m-am gândit cui să las tot. Habar nu am. A existat cineva care să vrea să preia toată șandramaua când mă duce? Nu știu. Vedem ce o mai fi până atunci. Însă moartea lui fulgerătoare nu i-a mai dat timp să-și ducă planurile la bun sfârșit. Accident, omor sau sinucidere? Asta se întreabă toată lumea după ce a văzut imaginile de la locul în care Răzvan Ciobanu și-a pierdut viața în săptămâna luminată. Iar misterul din jurul morții creatorului de modă se adâncește parcă din ce în ce mai tare, cu fiecare ipoteză care ia naștere, cu fiecare dezvăluire șocantă de la cei care l-au cunoscut, ori de la cei care l-au văzut înainte să se stingă. A fost ucis la comandă? A suferit un infarct? A pierdut controlul volanului din cauza că ar fi fost sub efectul drogurilor? A vrut să încheie socotelile cu viața? Sau pur și simplu totul a fost un accident tragic? Astăzi vom analiza toate variantele și vă vom prezenta dovezi incendiare. Vika Blochina, una dintre cele mai bune prietene ale designerului, a făcut declarații șocante. Blonda susține că și ea trebuia să fie în mașina morții. În plus, Vika are o teorie incredibilă despre ce s-a întâmplat în noaptea fatidică. Duminica a venit la mare, m-a sunat la 10 dimineața, am vorbit că plecam acasă. Deci, Răzvan, dacă m-a sunat până la ora 6, la 6 seara, eu eram cu el în mașină. Și conduceai tu? Nu știu cine conducea. Plecați cu niște prieteni. Cum? Să știi că în momentul când spuneam eu, Răzvan, alo, Victoria, eu știam în ce stare este. Ai înțeles? Dar și eu știam, zăi seama că nu lăsăm să conducă într-o stare aiure niciodată. El m-a sunat la ora 8 seara, m-a rugat să-l sune înapoi, n-am auzit telefonul. Și n-am mai văzut de atunci. El ori a dormit, asta e părerea mea, strict părerea mea, ori a dormit la volan, ori cred că s-a oprit inima. Eu așa cred. Probleme cardiace? Măi, el cred că avea probleme. Nu vreau să intru în mai multe amănunte așa, dar el a mai avut-o, adică a mai avut-o probleme de genul ăsta. Una dintre teoriile emise de specialiștii care au analizat locul în care și-a dat ultima suflare Răzvan e că la mijloc ar putea fi vorba de un omor. Consider că în primul rând ar fi teoria unei infracțiuni de omor. Sunt imagini și indicii către un omor. Sunt ceva elemente care duc către un omor. Care sunt aceste elemente, aflați însă puțin mai târziu. Ultimul om care l-a văzut în viață pe designer a făcut și el declarații năucitoare. Părea obosit. Nu prea era încântat de ce se întâmplă la mare. A zis că se duce să-și cumpere țigări și să-l aștept și nu s-a mai întors. Abia aștepta să se întoarcă în București. El nu cred că dormise cu o seară în urmă. Primul om care a ajuns la locul accidentului a rămas îngrozit de priveliștea apocaliptică din fața lui. Speriat, acesta a încercat să caute supraviețuitori. Oare Răzvan Ciobanu nu era singur în mașină? Am venit și când am venit aici, mașina răsturnată, lovită, dânsul era între copaci, căzut, avea buletinul jos, erau toate obiectele personale aruncate pe jos, deci avea telefonul, buletinul și mai era un buletin. Și de aceea nici lunașul, hai să mai căutăm, s-ar putea să mai existe o persoană. Ei bine, nu cu mult timp în urmă, Răzvan Ciobanu a vorbit despre problemele emoționale pe care le avea. Creatorul de modă părea că încă suferea după despărțirea cu mare tamtam prin care trecuse, iar sufletul său nu părea încă vindecat. Să îl fi împins depresia la vreun gest necugetat. Cum ai trecut peste despărțirea? Ai avut depresia? Cum treci tu? Tu, Răzvan, cum treci eu pe perioade grele? Greu. Trec greu și destul de mult timp, adică, nu știu, vreo lună jumate a fost destul de dramatic, după care am început cumva să nu mai văd lucrurile atât de
meschin și de negru și încet încet m-am repoziționat și m-am repus pe picioare. Plângi, nu, clasic, nu ies, nu, nu, de ieșit nu ies, că nu suport nici oameni în jurul meu, nici nu suport speech-urile motivaționale cu o să fii bine, sunt lasă-mă să mă vait, să mă tăvălesc pe jos și că după ce-mi trece... Dar ai avut prieteni lângă tine, care au fost lângă tine? Da, tot timpul am prieteni lângă mine. Eu nu mai cred în prietenia asta adevărată despre care vorbești tu. Eu cred în că orice prietenie se bazează pe un interes. De orice fel. Se plăcea să ai familia? O relație, la un moment dat, probabil că da, dar nu lasă să se rezumă totul. În afară de asta, acum asta, la asta vreau să mă apuc să lucrez la o colecție nouă și probabil că asta e planul pentru viitorul apropiat. Pentru ăla îndepărtat nu știu, că nu sunt obișnuit să-mi fac planuri. Răspunsurile la toate aceste întrebări le veți afla puțin mai târziu la Acces Direct.